Bun găsit la BU Facts First. Sunt Sabina Iosub. Săptămâna aceasta, Parlamentul European este reunit în plen la Strasbourg. Plenara a început cu comemorarea victimelor din Israel la un an de la atacurile teroriste din 7 octombrie comise de Hamas. Europarlamentarii, pe de altă parte, trag săptămâna aceasta un semnal de alarmă în privința ingerinței Rusiei în Republica Moldova. O rezoluție în acest sens este votată joi. Chiar astăzi, premierul Viktor Orban a prezentat în fața plenului Parlamentului European prioritățile președinției ungare a Consiliului Uniunii Europene. Printre ele se numără combaterea migrației ilegale și stimularea politicii europene de apărare. Noi ne revedem miercuri viitoare la aceeași oră cu noi informații.